Dorința părinților de a se desfășura orele de curs ale copiilor doar dimineața a dat peste cap școlile din oraș. Mai multe unități de învățământ se confruntă cu probleme legate de spațiu, iar singura soluție este extinderea. Școala gimnazială Ștefan Protopopescu din Slatina este una dintre unitățile școlare care va construi un corp nou de clădire. Aici vor funcționa mai multe laboratoare, dar și un spațiu pentru after school. Acest nou corp, de fapt extindere la actualul corp de clădire, e realitate de anul trecut, pentru că suntem într-o fază destul de avansată. Am obținut autorizațiile, urmează să obținem autorizația de construcție. Va fi amplasat pe locul actualei magazii, nu este deloc în parametri. Este un spațiu unde ne dorim să înființăm laboratoarele de care școala are nevoie, pentru că în acest moment, din cele 19 spații de care dispune școala, toate sunt ocupate, sunt săli de clasă și avem nevoie de spațiu pentru after school pe care să îl dotăm corespunzător, pentru că after school este din ce în ce mai solicitat de părinți și în acest moment școala nu dispune de condițiile necesare. De asemenea, ne dorim înființarea unui laborator de științe. Pe lângă această investiție, școala se pregătește pentru renovarea și modernizarea tuturor sălilor de curs. Cu sprijinul primăriei municipiului Slatina, școala chiar este într-un proces de modernizare. Lucrăm și la renovarea sălilor de clasă. Vom finaliza până la 31 decembrie toate sălile de clasă. Noi ne-am axat foarte mult și pe dotarea cu aparatură tehnică. Avem bani alocați tot de Primăria Municipiului Slatina pentru achiziția a încă două table interactive pe care le așteptăm cu mare drag. Și, bineînțeles, încercăm să ținem pasul și cu aparatura de care este nevoie la sălile de clasă. Investițiile în domeniul educației reprezintă garanția unui viitor prosper al orașului. În ultimii ani, Primăria Slatina a alocat constant bani din bugetul local pentru a finanța proiecte de reabilitare, modernizare și extindere a școlilor.